ducă acasă, că m-a sunat și taică. Trebuie să mă duc după Neatiti, deci terminasem și eu, totul era așa, scoteam la liman mâine, dar ce se poate? Instalațiile lui electrice, cu toate tâmpenile, cu tot... Mă sună Mircea că nu își vede echipamentele. Păi ce, și eu ce bine am, mă, frate, că nu își vezi echipamentele ție. Neatiti că, ci că a picat o fază și că aia trebuie căutată până toată curtea, de la jos, de la presare, până pizda măsii, până unde o fi. De la amestec. Și-a băgat, nu știu ce, acolo, cum a zis de dimineață în cameră. Bă, omule, putulește-te mai pe o dată, că nu... Mai gândește, e impulsiv și după care începe să țipe la tine, să urle, că nu merge, că nu face, că nu drege, că nu... acolo, în zi, în amestec, am fost la ăsta, cum îi zice, la stația de încărcare, tot așa, deci, ce să-i fac? Da. Dar nu vezi noaptea, dacă n-ai lumină, unde dracu, ai lumină în exterior și n-ai în interior. Cum dracu vezi acolo și eu măcar o siguranță bușită sau un cablu? Cum dracu le vezi? Păi știu, m-am uitat la siguranță, am tras de ele, sunt ok, deci nu e de acolo. Nu-i vine curent pe partea aceea. Îți dai seama că eu de la 7 sunt în aseară, în continuu, în tot felul de tâmpenii din astea. Ba sparge, ba cară, ba îndreaptă, ba pune-i lacăte, îi pun lacăte, că nu-i, că ăsta, că de ce mi-ai luat același lacăt, că de ce nu știu mai ce. Începe și ăsta la acu, că du-te înapoi, la fabrică. Dacă ai vreo priză sănătate, ce să-ți fac eu? Te-am zis, face statuia prostului care nu are, știi? Adică, a început să la mine, că ce, că te dau necalificativ. Tu te împui, lasă-mă